Rozos. Învăț la Liceul Teoretic Național și sunt în clasa 1A. Azi o să vă prezint cartea Un monstru la mine acasă. Este vorba în carte despre foarte mulți monștri în casa unui om. Acum vreau să vă citesc și câteva fragmente din această carte. Monstru în sufragerie, cu ochii pe farfurie, aici nu e decât sarea, sper că nu sunt eu gustarea. Un monstru în baia mea, pare că m-ar spiona, nu mă pot mișca de frică, chemați-l pe unchiul Gică! Monștrii erau de fapt aceștia. Vă recomand această carte pentru că este foarte interesantă.